Există riscul să ne cadă implantul dentar? Există într-adevăr acest risc ca implantul dentar să eșueze, însă sunt niște semnale care apar cu mult timp înainte ca să se întâmple acest eșec. Și spre deosebire de dinți, implantul dentar, chiar dacă pierde mult os în jurul său și se ține doar în vârful acestuia, el stă foarte bine, nu deranjează și nu doare. Dar, cu toate astea, după cum am spus, trebuie să fim atenți la acele semnale clinice care apar cu ceva timp înainte. Care sunt aceste semne? Semnalul de alarmă este atunci când gingia din jurul implantului dentar sângerează și la o inspecție atentă observăm o culoare violacee. Și mai grav este atunci când gingia se retrage și se expune practic implantul dentar în cavitatea bucală și mai observăm și placă bacteriană care aderă de acel implant dentar, care inflamează la rândul său gingia și dă aceste semne. Din ce motive ar putea să cadă implantul dentar? Felul în care este pus implantul dentar în timpul intervenției chirurgicale dictează durata de viață a acestuia. De aceea este foarte importantă experiența medicului chirurg și este foarte importantă și cooperarea pacientului, adică să respecte acele indicații postoperatorii, cât și de igienă pe termen lung, atât timp cât are acel implant dentar. Tipul implantului dentar, materialul din care este realizată coroana sau felul în care se fixează această coroană, toate aceste elemente determină succesul sau eșecul tratamentului cu implant dentar. Fumatul și igiena precară sau neprezentarea la controlele la 6 luni pot duce la eșecul implantului dentar. Ce face pacientul în aceste condiții? Își mai pune sau nu implant dentar? Pacientul nu trebuie să dispere, adică dacă a trecut printr-un eșec al implantului dentar, cu siguranță vom găsi soluție să-l ajutăm. De asemenea, trebuie să reținem că rata de succes a implantului dentar este de 96%, succes care poate fi repetat chiar dacă ați avut un implant dentar eșuat. Lunar ajutăm pacienți care vin cu astfel de probleme și reușim cu succes să reabilităm dantura cu ajutorul implantelor dentare. Tot ce trebuie să facem este să respectăm acești factori pe care am descris anterior, să punem implantul cum trebuie, să punem o coroană potrivită și fixată potrivit, astfel încât ulterior, prin acele controle la 6 luni, să ne asigurăm că totul va decurge cum trebuie și tratamentul va fi un real succes.